ați venit la activitatea noastră cu un titlu generos, Galeria Meseriilor. E o activitate într-un calendar pe care l-am transmis și la Ministerul Educației Naționale. Un calendar ce cuprinde activități dedicate Zilei Naționale, să spunem, a Meseriei. E o zi stabilită prin lege și pe care, începând din acest an, toți cei care ne desfășurăm activitatea în învățământul profesional și tehnic o vom sărbători pe 11 martie. Ne-am gândit la un asemenea format pentru că este prilej, spunem noi, de contact direct al absolvenților claselor a 8-a cu cei care, cu furnizorii noștri de educație, cu cei care pregătesc copii pentru a deveni, să spunem, meseriași, buni meseriași, cu un nivel de calificare ridicat, 2, 3, 4 și chiar 5, cei care absolvă învățământul oficial tehnic. Vă salut și eu pentru azi, vă spun bună ziua și vreau să vă spun că sunt deosebit de încântat să vă spun un eveniment pe care nu doream, pentru că să stăm în același spațiu, la aceeași masă, factorii de decizie pentru rezolvarea unei probleme care există la nivel național, cred că este cel mai important în obținerea unor soluții, așa cum ne dorim cu toți. Practic, cu ce ne confruntăm astăzi? Ne confruntăm cu o situație în care firmele au un deficit de forță de muncă. Dacă în urmă cu câțiva ani discutam despre șomaj, discutam despre faptul că mulți tineri sau oameni indiferent de vârstă își găsesc greu un loc de muncă, iată că astăzi discutam despre o situație cu care nu ne-am mai întâlnit și la care nu ne așteptam. Faptul că firmele din întreaga țară au o problemă la a-și găsi forță de muncă calificată. Și atunci, cred că este rolul statului să intervină prin pârghiile pe care le are la dispoziție, pentru ca, într-un viitor apropiat, să poată rezolva această problemă. Cum putem face lucrurile acestea? Stând la aceeași masă, așa cum spuneam, decidenții pe subiectul respectiv, găsim cele mai bune soluții, astfel încât să adaptăm învățământul românesc la cererea de forță de muncă existentă pe piață. E o problemă care s-a mai dezbătut. E o problemă pentru care Primăria Piatra Neamț a avut o preocupare constantă. Sunt câțiva pași care s-au făcut și aici vreau să mulțumesc Inspectoratului Școlar, Camerei de Comerț și Industrie Neamț, dar și firmelor interesate în a sprijini realizarea unui învățământ care să ofere o forță de muncă calificată, adaptată cerințelor pieței de muncii. Și iată că, prin întâlnirea de astăzi, se mai face încă un pas în acest sens. Legat de liceile tehnologice din Piatra Neamț, vreau să precizez faptul că, pe lângă investițiile din bugetul local, la un nivel de sumașe nu foarte ridicat, așa cum bugetul a permis, iată că, în cadrul programului operațional regional în curs, există o axă dedicată liceilor tehnologice. Primăria Piatra Neamț a pregătit acele proiecte, limita fondurilor alocate, urmează să fie semnate contractele de finanțare și, cel mai probabil, începând cu a doua jumătate a acestui an, să vorbim chiar despre executarea efectivă a lucrărilor care cuprinde pe lângă reabilitări și modernizări și dotări cu ceea ce este necesar. Vreau să felicit Inspectoratul Școlar General Neamț, domnul profesor Mihai Vărejan, pentru această inițiativă, Camera de Comerț și Industrie Neamț, pentru că s-a alăturat inițiativei, și evident pe toți cei care ați dat curs acestui eveniment pe care eu consider important și în urma căruia sunt convins că se vor identifica
identifica noi soluții pentru a analiza nevoia de forță de muncă cu cerința pieței de muncă. Urez un succes tuturor și sperăm să ajungem în punctul pe care îl dorim. Da, mulțumim domnului primar pentru suportul pe care ne-l asigură zilnic aici la Beata Neamț și pe domnul prefect George Lazar să ni se alăture în ceea ce facem în aceste zile într-un mesaj. Da, bună ziua, mulțumesc mult domnului inspector general pentru invitație. Domnule primar, mulțumesc pentru prezență și pentru faptul că este o gazdă bună și întotdeauna interesat de învățământul neamțean și sunteți implicat în tot ceea ce presupune dezvoltarea învățământului din Piatra Neamț. Din datele pe care le am, în județul Neamț sunt 4 clase sub forma învățământului dual, 2 în Piatra Neamț, una în Roman și una în Bicalz. Învățământ dual care presupune o colaborare eficientă, o colaborare bună între mediul privat pe de-o parte și mediul educațional și sigur părinți, respectiv copii. Vedem cu toții că dinamica lucrurilor din ultima perioadă s-a schimbat. Foarte mulți concetățeni ai noștri români, oameni care știu meserii, oameni care lucrează de ani și ani de zile, din păcate nu în România, ci în străinătate, în diaspora, au lăsat în schimb în România locuri goale. Pentru că parte din specialiștii noștri, dar parte din forța de muncă calificată de la noi în România, au plecat, au migrat în străinătate pentru a câștiga mai bine. Dar în locul lor, în România, din păcate, nu prea au rămas, nu prea au avut cine să vină din spate, nu au rămas acei meseriași calificați care să ducă mai departe profesional tehnologia, industria sau ce vreți dumneavoastră. În Germania, în țările dezvoltate în Uniunea Europeană, există o zonă contractuală, dacă vreți, și o zonă bine privită și bine definită între liceile de profil, între sistemul educațional și sistemul privat. Pentru că, în străinătate, dacă nu e o rată crescută a șomajului, asta se datorează și unei bune conlucrări între stat și partenerii de mediul privat. Pentru că mediul privat este motorul economiei în orice țară, inclusiv în România, și mediul privat știe cel mai bine ce are nevoie, ce calitate de forță de muncă, ce meserii sunt absorbite de piața de muncă din mediul privat. De aceea această componentă duală între mediul privat și mediul educațional trebuie să se prinde foarte bine, pentru că astfel putem ajunge într-o zonă în care să absorbim de pe băncile școlii acei tineri sau tinere care au terminat un sistem tehnologic, un liceu tehnologic și care după aia se regăsesc într-o formă de lucru imediată într-o fabrică, într-o uzină, la o societate privată cu potențial, chiar acolo încep să intre efectiv în societate, dar și în câmpul muncii. Sigur, astăzi România arată într-o zonă în care toți poate ne dorim să parcurgem imediat studii universitare. Poate nu toți avem posibilitatea, poate nu toți suntem făcuți pentru o anumită zonă a studiilor universitare. Poate nu toată lumea își permite să ajungă într-o zonă să absolvă cursuri ale unei universități. Și după aia, după ce faci pașii de a executa pregătirea universitară, de multe ori se lovesc tinerii de o zonă în care nu găsesc locuri de muncă în conformitate cu studiile absolvite. Și nu sunt puține cazurile când termină o facultate cu un anumit profil și te regăsești ulterior în piața muncii din România, făcând sau practicând o meserie, un job care nu are nicio legătură cu studiile universitare, dar te angajezi într-o altă zonă și te precalifici, ca să zic așa, muncind, lucrând. E important să știm o meserie, e important să știm bine acea meserie, pentru că sistemul de la noi din țară, sistemul privat, are nevoie de forță de muncă. Vedem și în mass media, vedem și la televizor, iar în orașele mari, cu atât mai mult, că vine forță de muncă
necalificată, de multe ori nu sub standardele pe care ni le-am dorit noi sau agenții privați și le-ar dori, în străinătate, din tot felul de țări, gen Vietnam, gen China sau alte țări care exportă forță de muncă și pe care o absorbim noi, pentru că forța noastră de muncă calificată a plecat în străinătate. E nevoie ca, pas cu pas, să se clădească un sistem educațional bine gândit, bine pus la punct, iar tinerii care urmează fie cursul unui liceu tehnologic sau unui alt tip de învățământ, să se regăsească ulterior în societate și să aibă o muncă de care să fie mândri dacă și o facă bine. Iar salarizarea, din câte știu și eu, din zona privată, de multe ori este o salarizare atractivă, o salarizare bună, chiar dacă vorbim de partea de muncitori, dar dacă sunt muncitori calificați, e o zonă de salarizare bună. Eu vă urez succes tuturor, domnul inspector general, în viitor să aveți în vedere poate de cele 4 clase de profil de învățământ dual să le extindeți în parteneriat cu agenții economici. Succes tuturor, iar mediului privat, mulțumim pentru aplicarea spre această formă de învățământ, pentru susținere și pentru tot ceea ce faceți în economia din județul meu. Mulțumesc frumos! Domnului prefect, pentru opiniile formulate aproape tehnic, ca un cunoscător al învățământului, este adevărat că noi vom merge cu 4 clase anul viitor, este puțin să spunem, dar împreună, eu spun, împreună cu operatorii economici și cu înțelegere din partea noastră, a profesorilor, a directorilor, pentru că știți foarte bine că inversăm un pic raportul acela între pregătirea teoretică din școală și practică, trebuie să mutăm accentul pe practica în companie, în firmă, pentru că până la urmă ea contribuie la dezvoltarea abilităților, adeprinderilor specifice unei meserii. Trebuie să le mai transmitem la copii și iarăși o obligație aproape că învățământul acesta profesional nu trebuie privit ca ceva marginal, ca o cenușăreasă, da? Mai ales că asigură, asta trebuie să le spunem, asigură posibilitatea continuării studiilor în învățământul liceal, mai departe în învățământul superior, și cred că cu toții ne dorim să avem meseriași. Și vă dau un exemplu aici, personalizez un pic cum am eu, meseriașul care vine la centrala termică și mi-o repară, este inginer. Vine cu trusa de scule, deschide, repară. Deci este un om care s-a pregătit întâi profesional pe meserie și care și-a continuat și studiile în dorința de a afla mai multe și care să-l ajute în ceea ce face zi de zi, într-o meserie care asigură și confortul material, financiar. Partenerul nostru numărul 1 în această activitate, în afară de dumneavoastră, este Camera de Comerț, reprezentată astăzi de domnul Caravan. Vă rog să vei transmite și dumneavoastră profesor elevilor. Mulțumesc! Bine ați venit la Galeria Meserilor. Cred că ziua de astăzi ar trebui să o țin în minte, pentru că ea reintroduce în vocabularul nostru al tuturor cuvinte și expresii pe care le-am cam uitat din 89. Meserie, meseriaș, meseria e brățară de aur și așa mai departe. Făcând parte din echipa de organizatori, am să vă spun câteva lucruri despre sala în care suntem. Este o sală care, a fost, este administrată împreună cu primăria municipiului Piatra Neamț. A fost amenajată cu toate dotările necesare și este pusă la dispoziție oricărei instituții care dorește, cu titlu gratuit, sigur, oricărei instituții care dorește să organizeze evenimente aici, după un program pe care îl avem stabilit anual. Mulțumim Consiliului Local, domnului primar Dragoș Chitic, au avut înțelegerea pentru a pune la dispoziție acest spațiu. Un alt lucru la care aș vrea să fac un pic de istorie, ca și organizator, ce caută Camera de Comerț și Industrie Neamț în această poveste, în 1864,
printr-un decret domnesc, Alexandru Ioan Cuza a înființat la 30 septembrie Camerele de Comerț. Rolul Camerelor de Comerț era să gestioneze școlile de meserii. Toate lucrurile, tot necesarul de forță calificată care venea, era solicitat de către agenții economici, trebuia să fie pusă în practică prin școli profesionale de către Camera de Comerț și Industrie Neamț. Acest lucru se mai întâmplă în alte țări și la ora actuală. Aș vrea să mai punctez încă un singur lucru, că în urma întâlnirilor pe care noi le facem frecvent cu agenții economici pe diverse domenii de activitate, așa cum menționa și domnul primar, principala problemă este lipsa forței de muncă și a forței de muncă calificată. Din acest motiv susținem și unul dintre promotorii introducerii în legislația României a școlilor profesionale, a învățământului dual, este președintele Camerei de Comerț și Industrie Neamț, domnul Mihai Acopi, vicepreședintele Camerei de Comerț și Industrie a României. Vă invit mai departe pe domnul Crețu, directorul de la Nordarin, să vă adreseze un mesaj. Este colaboratorul nostru, cel care s-a angajat să dezvolte împreună cu Liceul Carol I din Bicaz, o clasă, dacă am reținut bine, de învățământ dual. E un început, îl putem multiplica, dar depinde de noi. Și de noi depinde în sensul noi, directorii de școală, să mergem și noi spre operatori, să identificăm, să discutăm cu dumneavoastră, să le prezentăm oferta noastră. Și atunci, categoric, de la 4 clase, putem să ajungem la 6, la 10. Vă rog, domnul. Vreau să vă spun câteva cuvinte despre noi. Nu ca să ne lăudăm, ci ca să construim ceva împreună. Sunt continuator unei afaceri de 100 de ani. Străbunicul meu a cumpărat o casă și un teren pe care a construit un mic atelier acum 100 de ani. Chiar la noastră suntem 100 de ani. Bunicul, tata, eu și fiul meu continuăm această tradiție de familie. Cred că important este să ducem mai departe ce au construit și ce au făcut străbunii noștri și să ne legăm ce se plătește și mental și material de locurile pe care am crescut. Cea mai importantă resursă a noastră, ne auzim în media, petrolul, aurul, uraniu, gazele din Marea Neagră, tot am greșit. Cea mai valoroasă resursă, inestimabilă, sunt tinerii. Prea puțin se vorbește despre ei. Eu sunt zi de zi uimit, încântat și profund impresionat de potențialul lor, de frumusețea lor și de extraordinară capacitate de creștere, de adaptare și potențialul de dezvoltare pe care l-au încălzit lor. Trebuie să ne focusăm să nu mai pierdem această resursă pe care o exportăm gratuit și încă mai aud la radio și în diverse reclame locuri disponibile în Germania la culeț de nu știu ce, la restaurante și așa mai departe. Nu știu dacă e treaba noastră. Nu știu dacă ăsta e un mesaj care trebuie să apară în media între noi. Avem un potențial, nu aș vrea să vă spun că la noi în firmă s-au întors colegi care au plecat de la noi, s-au întors din Anglia, s-au întors din Germania, s-au întors din Italia și au venit colegi după 20 de ani din Italia, după nu știu câți de ani din Germania și în Franța. Putem construi, avem forța, avem cu ce, trebuie să ne focusăm pe tine. Să înțelegem cât de important este. Resurs e un cuvânt slab, un cuvânt foarte, este inestimabil potențialul și valoarea tinerilor și trebuie asta să facem. Aș propune domnului primar să găsim un spațiu în Piatra Neamț în care să facem o casă meseriilor, în care să expunem
uneltele tradiționale și ce s-a construit aici de-a lungul secolelor și să vină să vă spun că nu e o idee personală, am văzut lăsatul mare și nu un muzeu, o casă în care să lucreze efectiv, să vină tinerii, să avem acțiuni interactive, nu doar o prezentare. Să fim acolo și să întâlnim, vreau să vă spun că îmi povesteau și sigur și la noi se întâmplă același lucru. Acum 100 de ani, în satul mare, acolo, în casa meșterilor, se întâlneau cu preasurile, în fiecare zi a săptămânii, altă preasă, organizau și baluri, organizau și activități, cum să zic eu, sociale, dar în primul rând erau focusați pe tineri. Acolo veneau tinerii, acolo erau învățați, acolo erau promovați, acolo se făceau CV-uri pentru tineri. Deci se schimbau informații între proprietarii de negustor, între, cum să zic, nu pot să-i spui, întreprinzătorii din vremurile respective, despre nevoia lor, despre ce au de făcut, ce trebuie să construiască. Și cred că e un model pe care acum 100 de ani era în Unia și cred că ar trebui să-l facem din nou.